Mii de oameni au ieșit miercuri pe străzile din România și au scandalul zince împotriva guvernului și a liderilor politici PSD. În Zalău s-au strâns în jur de 30 de persoane în fața prefecturii Sălaj, nemulțumiți de modul în care s-au votat legile cu dedicație. Una dintre cele mai aberante legi pune victimele față în față cu agresorii, iar acest lucru este de neînchipuit în cazul unui viol, ne-a declarat unul dintre participanți. Deci eu aș fi de părere de data asta, cu privire la tot ce s-a întâmplat în ultimul timp cu PSD-ul și cu conducerea asta a țării, ne-au scos o dată în stradă pentru ordonanța 13, după aia ne-au scos nu știu de câte ori iar în stradă. Eu aș cere acum tuturor românilor din țara asta ca să strigăm împotriva tuturor din PSD. Adică să dăm jos tot PSD-ul, guvern, parlament, primari, tot ce înseamnă consilier, tot ce înseamnă PSD, să plece și să nu mai aibă dreptul cel puțin 5 ani de zile în vreo funcție publică PSD-ul. Asta e făcut acum, ca să se învețe minte. Tot. Și alegeri anticipate. Alegeri anticipate, fie locale, fie parlamentare, asta e făcut acum. Că altfel ne scot din 3 luni în stradă. Odată cu o ordonanță, odată cu alta, tot modifică legile. Asta e făcut acum. Tot ce înseamnă PSD, jos din toate instituțiile statului și urgent alegeri anticipate și PSD-ul să nu mai aibă voie la instituțiile publice o perioadă măcar. Jos PSD-ul! Jos! Asta.